urmă mă găsiște, când urmă mă găsiște niște filme de-astea noi de groază așa. Când urmă mă găsiște. George. Ce zice? George, iarăși doar... George. Ce faci ăștia? Toată ziua stai și doar. George, nu petrece mai mult timp împreună, ce ai? Mereu stai și doar. George, ridică-te din pat, hai să facem ceva, George. Ești ultimul să-i simți, George. George! Să apară, papa. George, trezește-te, mă. George! George! O seara asta în trecere cu băieții, nu știu ce... Pam, 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 s-a dat pe... Mamă, George, să mergem să ne plimbăm și noi să ieșim. Ești ultimul porc, George, să știi că nu mai am ce vorbi cu tine. Uf, știa că trebuie să stau la mama acasă. Vino cu afară. Haide, va, vino cu afară. Unde mergem? Auluță, va! Bre, pune ceva pe față. Ce zici? Ce-i cu fața asta, potinei? Ce-i cu fața asta? Să moară, mă. Te-ai demachiat, bre? Mi-a dat jos un pic machiajul, dar ce are? N-are nimica, e ce trebuie să moară, mama, ești visul la orice bărbat. Să moară frații mei, dar nu spui că... Stai să spun și eu aici fața. Fușor, că ne aude asta. Hai, vină încoa. Eu te-am auzit că nu ți-e somn, înțelegi? Și mă gândeam dacă vrei să fii cu mine, că mă înțeles cu băieții, ca să dăm un trecere la mașini. Hai afară să vorbim când ne aude nea, George. George, ești un nesimțit, să știi! Mă, l-o fă-ta zigură! Ziceam, dacă vrei să vii, că mă întâlnesc cu băieții să facem ceva în treceri de mașini, Viorico. Crezi că tu nu ești prea mic pentru chestii aici, nu? Am 18 ani. Am permis, deci ce mai contează? Și te rog frumos să nu te mai dresezi cu fă. Păi e fă de la făptură gingașă, fă, Viorico. Că e gingașă, mai ales așa cum fai vuclocul ăsta pe barbă frumos, ai... Spui că ești... Cu ce? Nimica, ziceam că arăți foarte bine de machiată, Viorico. A, mersi, mersi. Așa. Așa, haide. Păi și unde mergem? Mergem că am treabă cu băieții. Și dacă a zis, bă, că și așa n-ai tu să te iau cu mine dacă vrei. Eu am stat toată noaptea și am lucrat la mașină că n-am avut răbdare. Și mi-am pus niște leoane din alea aia, stai să vezi cum urcă ea, să vezi cum face Viorico. Ce-ai pus? Uite-te sub mașină! A? A, frumos, frumos, ți-ai pus ele de la bradul de Crăciun? Alea le-am pus, cum să nu, hai sus, urcă-te mașină. Dar închide și tu capota aia din spate, că pierzi acolo motorul. Păi nu se pierde, că așa e făcut, Viorico, ăla nu mai iese de acolo, e sudat acolo. Închide-l și tu, Mihăiță. Viorico, nu vezi că are bărdale de protecție ca să nu cadă? Închide-l aici, Mihăiță, când pierzi, vezi și... Viorico, nu mai se închide ăla, lasă-l așa că e motor mare. Faa, nu-l avi aia, putu-s mort în gură. Ia, treci de acolo, hai, marci. Hai, lovește tu mașina, că te trimit la... Ia vezi. Unde mă trimiți? Hai, Viorica, hai de la mine mașină. Să nu vorbi tare că îl trezi pe... Pe la George. Dai o secundă să zic ce... Păi nu-i mai zic că doarme, ia, mă, lu... Proastă e, mă, să moară. Să știi? Proastă e, mă, să moară, mama.
Hai, Iurico. Te băgat centura dacă acum e rapidă rău mașina asta și e puternică rău de tot. E rapidă. Este, dacă e modificată, brei. Motorul ăla din spate e motor șmecher. Ce e? Nu mai are motorul de Fiat, e un motor de la pus. Ce a pus? Că încă n-a venit apusul. E motor modificat, bre. Păi văd că nu ți încape acolo în porți bagaj. Păi da, că e prea mare, e prea șmecher. Vezi, poate îl pierzi pe acolo, pe drum. Să moară mama, îi dau două capace și o trimit înapoi acasă. N-are, bre, n-are, nu, că nu. N-ai treabă. Și să vezi acum că ne întâlnim cu băieții noaptea. Păi și unde ne întâlnim? La aeroport, acolo stă ei în fiecare vineri seară spre sâmbătă, așa. Și i-am văzut eu și am luat și numărul cuiva și mi-a zis mie așa. Am văzut acolo numărul pe mașină și l-am luat. Păi doar atât poate mașinuța asta? Păi noi mergem ușor să nu consumă benzină până acolo. Sau asta e... merge maxim așa? Păi atâta merge maxim, da. Păi și ce curse vrei să faci? Aia sunt pe jos? Ei sunt pe jos, da. Uite, vezi ăla, cred că acolo te duce, vezi? Tu ești cu mașina și ei pe jos, da? Da. Ei aleargă pe lângă mine, așa. A, păi așa câștigi. Îți dai seama. Ce-a, mă, ce claxon ai, vezi că te prinde poliția și te amende. Să mișcă greu băiatul ăla în spate. Te ții bine, Viorico, da? Cât prinde mașina asta? O prinde mult așa. Mamă, ce te-a depășit! Ai grijă, ai grijă, nu mai... Stai liniștită că am experiență, Viorico, nebună mea! Dar ce experiență ai, Mihăiță, cu trotineta ta ai mers toată viața? O, te-a greșit și drumul, băiatul, vezi? Să mor. Stai așa că e cale ferată aici. Eu la mașina asta am pus multă muncă și mult suflet, Viorico, înțelegi? Ai pus muncă? Unde? Am muncit la ea. Iată, mă, mașini, sunt alții. Păi da, Viorico, că e multă lume aici. Păi și ce fac aici? Întreceri. Uite, acum să întrece doi, iau, te vezi? 2, 1 și... Mamă, ce s-a dus ăla? Cine e panorama aia? Nebun. Nu vorbi așa deci, cu femeile de aici. Mamă, ce s-a dus. Hai, dă-te, Iurico. Ia, vezi-o. I-a dat plastic cum e mașina ta, așa. Bună seara, dragilor, domnilor. Ce faci, Fiu? Aoleo, cine a adus o păleșinată asta aici? Vorbiți, bă, frumos cu Viorica. Auzi, panoramă, vezi cum vorbești. Stai singur, fă. Că stai aici, că auzi, Viorico, dacă ai venit să te chești, te iau, te duc înapoi. Salut, băieți, să trăiți, să faci un cam bună, tipă. Uite, mă, iar ai venit cu poliția? Ce poliție, mă, că n-a venit cu nicio poliție, nebunule. A venit poliția după aia, ce vrei să le faci, ești de bun. Aoleo, iar ai venit să pierzi? Ce, mă? Ți-e bine cu banii în portofel, a? Pă cât am făcut, mă, data trecută? Nu mai știu, dar jumătate de rezervă, că... Lasă, că te-ai venit mai acum. La câți ani ai tu de vii pe aici, pe la noi pe aici? Săruna, am 18 ani! Nu pare. Dă micuț așa. Bravo, frate, foarte bine. Așa, așa. Mulțumesc, la fel, merge bine mașina. Panorama asta ce face aici? Cine? Uite, panorama asta cu tot. M-ai rupt, frate, nu știu mai tine, dar... Asta e... foarte tare. E și apa aici, știi? A venit cu cineva, îți dai seama, și se ocupă ei de legă starcul. Care a venit, frate, cu copilul? Care mă dă cu copiii? Broacăre! Broacăre, dacă îți dau dreapta, îți puși cu stânga, vrei să te miți, să moară, mamă? O pun pe Viorica, vezi că e ne... Ia uitați-vă, uitați-vă la Viorica mea! Yes, yes. Păi ce dracu?
E gagica ce ta, puștule? Nu e gagica mea, e o prietenă, dar dacă vrei te fac pe tine gagica mea. Mi-ai zis fără treabă. Da, singur în juri cu găsești combinațiile. Auzi, al mic, veniți cu mamicuța să plângi? Are un kilogram de machiaj pe ea, fut-o în gură de... Aoleu, ați adus taraba cu... Nu știu, eu nu sunt cu femeia asta, am găsit-o pe stradă. Continuăm, haideți următorii. Haideți, domnul, fă de treabă, că mergi, cred că dată zici că ți-au intrat ăștia toți în gură. Iorico, te trimit acasă să moară, mamă, dacă nu ești frumos și vorbești frumos cu oameni, da. Gata. Să moară, care a venit, mă, cu radiera după el, să moară, asta e mașină. Haide, mă, viețile mele, mai repede acolo. Ia uiți, mă, și cum vorbești, uite-mă, țărancă. Sunteți gata, da? Deci fiți atenți, eu nu stau cu mine sus. O să număr în momentul în care ajung la... Eu am venit cu copilul, da? Și las-mi-le jos, voi atunci pe casa, înțeles? E foarte frumos. Hai că mâna care câștigă foarte mare în seara asta. Ce probleme ai? 3, 2, 1, și... Atent că-l bate BMW-ul, rupe BMW-ul. Nu bate BMW-ul, stai liniștit. Pe 2000, repede. S-a dus BMW-ul, nu mai e. L-a luat BMW-ul. Nu l-a luat, a câștigat celălaltul. Îl ia 3000 GT-ul. A câștigat celălalt. E Peric 7-l. Păi așteptam să vină pe asta altă parte. Auzi, mă, băiat? Ia zi-mă, să vă închide păr bagajul. Frate, mi-ai venit îmbrăcat în spandex și te bagi seama cu mine, nevul ulei. Uite, dracu, ia-ți o bicicletă de aia semi-cursieră și vezi de treabă, frate. Ai venit să faci curse sau să... Am venit să fac curse, mă, te dai cu mine? Ha. Ia zi, pe cât? Eu bag 200. Am înțeles, hai că... Ce 200, mă? Merge pe 200. Hai pe 200, frate. Cu ce mașină ești? Mamă, nu cred că ești. Băi, ăsta mi-i gândit în pariu și femeia conduce? Hai, Viorica, urcă-te sus. Dacă conduc, eu conduc de două ori mai bine decât tine. Urcă-te, fă sus. Dă-te un copil în roză, la volan. Eu pariez pe copil. Bravo, băi, e mai rupt. Da. Poate mă dai și pe mine într-o cu mașina asta, după că așa mi-au conduc. Tu te fă panaramă. Te dau, dai din gură, Viorico, că te dau balastru. Vezi că e ultima panorama asta, are la boli, nici mașina ta nu are atâta boli. Dețineți cont aici, domnul din stânga, că am balastru. Am greutate în dreapta aici. Tu ce crezi? Eu sunt gata. Deci fiți atenți aici, da? Puțin mai în față, picile, puțin de tot mai în față. Perfect. În momentul în care o să țin mâinile sus, deci o țin mâinile așa, o să fac 3, 2, 1 și la și o să las mâinile jos și atunci voi o să plecați. Pune vreo 1000 repede acum. Dar cum vorbește, mă, panorama? E dus întors sau doar dus? Viorico, ta singură că mă bruiești. E dus întors, să știți. Cine câștigă are un premiu special de la mine. Mamă, vreau premiul ăla pe care îl oferi tu. Hai singură, Viorico, haide! Sunteți pregătiți? Da! Suci pula sau ce 3, faci, panaramu? 3, 2, 1 și... Hei, dei! Te-am pupat la coaie, nebunul meu! Aaa! Ușor, ușor, ușor! Stai, ține-te bine, Viorico, că luăm curba acum, ne-ntoarcem, Viorico! Tu-ți fă familia în gură! Mihiță, dar nu cred că pe aici să te întroci. Dar pe unde e nebuna de? Auzi, Mihiță, să vezi cum vorbești. N-are cum, frate, n-are cum. Bă, ce-a rupt aia? Mamă, ce l-a făcut să apiși. Ușor, mă, că mă doare capul. Cine-te bine, Viorico? Ia zi, frate, cine-i cu plastic? Cine-i cu plastic? Pleacă, dracu, de la mașina ta de aici, că... Să moară mama, de nu te-am tăsat nicu. Hai, poate cine clipezi, poate clipezi pe una, hai. Mă, te-a rupt ăsta nicu cu măsă. Bă, vă clipezi pe toți de aici, plecați dracu la mașină și așa. Ia zi, cine e cu plastic? Hai, marcă 200 de aici, șefule. Dacă fete în fața mea că te-ai spandex. Vine gardă, ia. Vine gardă. Marcă 200 spandex. Dă-te o filită puțin mai așa să murși o mașină. Dă-te, fă de mașină, panorama trecu. Hai spandexatului, dale dă un leu, merge, e bun că banii e bani. Ține jos panaramul, că aici nu suci pula. Ți dau cu...
Nu ești pe ce. Hai, pietule, să mă prim și pe mine puțin. Te duc imediat, sora mea. N-are aici. Mă, micuța ta e cam adrecul. Haide, mă, mai da... Uite, Viorico, vezi că te-a chemat băiatul ăla de acolo, că a zis că e vax. Dă-te pe jos, panorama. Viorico, mă, auzi? Vezi că te-a chemat ăla cu bandana, a zis că e leșinat după tine. Du-te repede, vezi ce zice ăla. Dă-te jos, panorama asta de mașină și tu mă acasă. Auzi, mă, micuță, vină încoace să te rezolv. Vezi că poate să te rezolv cu un pumn în cap. Au! Au! Mihăiță! S-o ducă careva acasă pe lemura aia. Auzi, mă, micuță, vină încoace. Dă-te jos, panorama aia și vină. Mihăiță, dă jos panorama asta și vin aici. Of, of, Filito, că ți s-a uscat salata. Păi, las tu pula numai în coră, că e minor, fătu-te în coră, că te dau în poliție. Aolo, dar de unde ai luat-o, mă, picile, mă, pe panorama asta? Ai ales-o de la ultimul colț de stradă. Mă, nene, că nu e mama sau ceva. E nevasta la un prieten și e mai așa, mai, cum să zic eu, mahalajoaică, un jură non-stop, altceva nu știe să fac. Da, dacă mai vii pe aici, mie nu se mai vii cu fete de-astea, că mie nu-mi plac că... Îți dai seama că nu mai am chemat-o, că am văzut că plângea acolo, că nu vrea să facă sex cu ea. A, dai dau eu băiat, mama, am un băiat de nota 10, dacă afli, l-am testat și e bun rău de tot. Ia uși. Păi tu... acum, dacă e, nu știu... Îi zici acolo combini ca să nu mai... Că e nefutută din punctul meu de vedere și de asta e crizată așa. Dar pe tine cum te cheamă? Eu sunt Mihăiță. Ne jucăm. Mihăiță. Mihăiță talent. Ia hai mă coach, hai. Lola încântată. Oh, încântat Lola. Dă-te pe jos, panoramă! Haide mă, intră. Hai să rămânem, îmi dai numărul tău de telefon și poate eu mai numărul, e minor, fă nebună, vezi că te dau la poliție, curva drecu ce ești. Tămăr, mamă. Hai, băieți! Hai, băieți, du-te și suce-le pula, Iorico. Terminat-o! Mihăiță, du-mă acasă în momentul ăsta, nu mai vreau să stau 3, aici! Hai, 2, că te duc! 1 și... Hai, urcă! Să te duc acasă! Tu ce faci aici? Mă duci... Mă duci aici la toate chestiile! Și mă lași pe aici, cu toți terminații ăștia, Mihăiță! Ha, lasă, vezi că te duc acasă, are, e bună. Păi tu ce faci aici, mă, e cu tine și după mă lași acolo cu toți... Păi nu, v-am făcut întrecere și eu dacă ești crizată. Păi sunt crizată, că te urci cu ultimele panoramețele, spui... Poliția, tași din gură, poliția, tași din gură! Unde e poliția? Mine în poliția, dă-i tare! Nu vreau la închisoare, dă-i tare! Dă-i tare, Mihăiță, că nu vreau la închisoare, n-am făcut nimic! Ce-am mărut, taci din gură că m-ai spart de cap! Dar nu vreau la închisoare, nu, mamă, am copii la casă! Eu nici mă cam, doamne! Cred că s-a spart gașca acolo! Vine poliția! Nu am făcut nimic. Bă, Viorico, dar de ce vorbești așa cu femeile, alte femei, cum ar veni? Ce ți-a făcut toate aceea? Ia zi! Nimic nu mi-a făcut, dar n-ai văzut-o cum e. Bă, și ce te interesează pe tine? Vreau să o agăs și eu. Bă, Mihăiță, ți-ți trebuie fată de casă, nu se te agăs să te bagă. Bă, Viorico, dacă îți pun mâna pe picior, faci crize. Dacă mă dau la alta, nu-ți convine, că e urâtă aia sau ce avea. Ce avea fata aia? Mihăiță, aia-i panorama, Mihăiță, trebuie să te învăț eu ce să le... Aia se fute cu toată lumea. Păi, uite, asta e problema, că cu mine nu s-a futut, că eu nu m-am futut niciodată, Viorico, ești virgin. Păi și nici nu trebuie, Mihăiță, să fie timpul potrivit, cu fata potrivită. Nu vrei să mă vezi tu? Mihăiță, nu. De ce? Sunt măritată și am și un copil. Cum îți permiți să zici? Păi ce treabă are copilul și măritișul? Mihăiță, să vezi că vorbesc cu George. Hai, coboară acolo și du-te la George de plin. Că eu mă întorc la băieți, te pupă. Toți morții, măi. Bă, dar nu mai așa face asta, bă, țipă, bă, la oricine. Cu oricine face, numai de-astea, nu mai urlă și face urât. Dar de ce face așa, nu înțeleg, bă, dar noi dă... Nu-i dă carbasarul, deja să-l dea și ei, eu,
Nu, Viorica, mă, nene, nea George ăsta, de să vorbesc cu nea George, satisfaceți femeia. Să moar, mam. Și acum unde să mă mai duc înapoi? Că a fost poliția acolo. Mă duc doar să dau o tură, stai să opresc nevoarele astea. Fotule familia în gură, nici n-am bec la ei. Ha, mălu. Stai să opresc nevoarele ei. Ca să nu mă ia. Uite așa. Și m-am și chinit să le bag atâta timp. Toată noaptea am stat să le lipesc acolo, bine, să stea bine. Ca să le opresc acum, să nu mai am și eu nevoane frumoase. Că e poliția și vede ei nevoane. Aoleu. Mergem ușor legal până pe acolo cu vreo 70-60. Mai mă, că nu e nimeni, mă. Dacă văd ușor ceva, mașină de poliție, atunci m-am dat-o ușor să nu mă vadă. Aoleu. Să moară mama, ea alergă pe ăștia. Nu știu, cred că nu e bine să mă mai duc la târgă, nu știu, la aeroport acolo, că e poliție multă pe aici acum. Și dacă mă prinde? Nu cred că mai e lumea acolo, cred că a fugit toți. Aolo. Ce-am făcut mă ăștia? Da, boss. Șefule, am plecat toți? Ai venit cu poliția iară? Nu am venit cu poliția. Vezi că poliția, fugi! Să moară, mamă. Mamă, nu e bine, mai bine nu mă mai întorceam. Că e numai poliție pe aici, să moară, mamă. Mă întorc și mă duc acasă. Că dacă mai am poliția, am dat o belea că nici n-am bani să dau oameni. Aoleu! Cred că era la mea să moară, mamă. Dar tot m-aș duce că, bă, m-a prins așa, mă, nene, mă, cursele astea. M-a prins dependența de curse să moară mama. Și tot parcă m-aș duce să văd dacă mai fi cineva pe acolo, dacă a plecat poliția. Că m-a prins dependența așa. Nu mai e poliția. Mă, s-ar putea să se întoarcă oricând. Ușor. Hai să-mi aprinde valele. Bă, care a sunat, mă, poliția? Mai devreme. Bă, nene, aveți, mă, grijă, mă, că ăștia poate să vină oricând. Trei vagă. Că capă mine. Așa, hal? Aveți grijă, șefilor. Dacă a venit poliția, l-am împrăștiat direct, da? Bine. Eu nu vreau să risc. Mamă, băi, garda prin oraș, ce ne facem? Bă, oprește-ți, mă, lumele, că iar vin ăștia aici, iar ne văd ăștia aici. Dacă... Da, mă, ce se baie, mă, că... Crezi la gălăgie. Da, să opresc. Trebuie ție să dai foc la motorul ăla. Da, mă, că ți-au foc plasticul. Trebuie ție să-ți arzi acolo toba de eșapament. Bă, vă ia foc plasticul pe mașină, tot ce-ți dracu dă-n cură. Nu vezi că ai pierdut și cu tot cu... Nu, băieți, că eram garda pe aici, prin oraș. Nu mi-ai zis. Da, știu cu plasticul, dar uite ce a câștigat plasticul. Da, mă. Băi, Pinocchio, vezi că ora de culcare s-a terminat. Marș acasă. Cu mine vorbești, bă? Dar tu ce treabă ai, mă, aici? Cine vorbește cu tine?
Tamar. A, mă, mai dați vreunul vreo cursă că mă duc să... că plec, am treabă. Hai, care bă, cu cursă? Mai dau eu, vreau, mai dați vreo. Haide, mă, hai, dau eu. Pe unul dintre voi, nu toți. Hai, să că vă aleg eu. Mai vrei, mă, picile, una? Da. Hai, vino, hai, bă, dacă nu mai am nici balastru acum, ca să am dus-o pe aia acasă. Da, așa, nu-i problemă. Ție revanșa cu mine? Ia, mă, ia că... ce revanșa-s meu? A venit data cu mașina cu telecomandă. Hai, prințul meu, treci în față. Ce faci, bro? Poftim? Ai venit și tu aici la distracție? Ce? Și cu poliția? Haide, piciul meu. Cu ăsta cu BMW-ul mă bagi? Cu ăsta te bagi. Păi își plunge zilele până în capăt acolo. Dar trebuie doi ești, nu patru. Plecați odată la locurile voastre. Băi, doar doi, mă, nu mă dau cu toată lumea. Haide, sufletul meu, dă-te în spate. BMW-ule! Îți dau avantaj, vărule! Băi, stai, mă, cu minte că-ți pierzi motorul pe drum. Sunteți eu. Stai să-mi închizi, să-mi încin cauciucurile. Sunteți pregătiți? Da. 3, 2, 1 și... I-am dat avantaj, prințesa mea. Putu-ți familia în gură să-ți fut. Am lovit-o, mă? N-am lovit-o. Poliția! Bă, cu pula mea mă conduci, mă. Te-ai băgat în față intenționat, băga mea și pula în familia ta și mă, da. Apropo, vezi că e poliția de urmărește de sus, da, bine că nu m-ai lovit. Vine garda, vine garda, fugiți! Gură, să-mi bag pula da. Mașina ta de... Fugiți, împrăștiați-vă! Mamă, bine că am frânat la timp să boară, mamă. Hai, închide de oanele repede. Să boară, mama, unde e, bă, butonul ăla? Fugiți! Bă, mă, ne ia! Ușor, mamă! Mamă! N-ai, mă, cum! Ce-ai făcut, mă? Ce-am făcut eu? Păi te bagi în fața mea! Băi, bun, băi, spandexatule! Bă... Tu ai văzut că te-am întrecut atunci și ți-ai dat nervii pe mine acum să-ți zgârii mașina? Da, mă, hai mă că... Fii atent că ți-o repar eu, vină încoace. Ia! Yeah. Uite, deci... Pe tine te-am lovit aici, nu? Aha. Uh-huh. Uite, deci... Pagă mâna pe aici până întru, că tu ai mâinile mai mici. Așa. Fii atent că mă duc eu să-ți aduc ok. Băi, stai mă așa, bă, alu! Păcat, băi, ți-aduc eu ok acum. Băi! Ți-aduc eu ok acum, stai așa. Nu mi-aduci mă nici ok, stai aici. Stai mă că ți-aduc ok. Băi, bulanciule. Băi, bulanciule. Putu-ți marți, mai ce se spun. Mi-a scriat-o rău de tot. Mă duc acasă, nu mai stau. O, toți morții mă, ce s-a spus, tati și voile. Mamă, și e vopsea ta specială, ce fac eu acum? Oh. Totuși, morții mă, ce se spune astăzi și mă... Las că te mai întâlnesc eu, buragiule, să vezi ce-ți fac. Aoleu, mamă! Doamne, doamne, doamne! Cu cine mi-am pus eu în cârd? Doamne,
Ieși, măti! Sau mai vii cu poliția, băi! Putu-și familia, măti, în gură să-ți fut! L-am pierdut. Mamă, lasă-mă că nu mai prinde, mă pun oraș. Ăsta era, nu era asta, nu e. Putu-ți morții, mate, dar nu o să-ți fac eu mașina praf. Te întâlnesc eu, bulangiule, pe undeva pe-n oraș. Îți arăt eu, futu-ți morții, mate, să-ți fut. Îți arăt eu cine-i Mihăiță. Te prind, futu-ți rasa în gură să-ți fut asta și mâine. Dacă nu te-ai urmărit zi de zi, noapte de noapte, futu-ți familia aia în gură să-ți fut. Căci că să nu mai vii cu poliția, de ce? De asta mi-a făcut manevră să-ți strice mașina. Că el a crezut că am venit eu cu poliția, futu-ți mărți, mă. Ia să văd ce mi-a făcut. La lumină așa. Aoleu, doamne, doamne, doamne. Aoleu. Și tabla-i băgat un pic răuntru așa. Și zgâriată rău de tot, pe toată partea dreaptă. Să, aoleu, trebuie să merg cu ea la Ion, Ion, Ion. Să văd dacă pot să mai facă ceva. Doamne, doamne, doamne. Și tabla strâmbă. Bine, tabla se face, dar vopseaua aia. Mai pot să fac mie la Ion lungă de aia roșie cu fiata Bart fix dreaptă. Mamă, și pe asta o las așa parcată în dreapta. Așa, uite, așa acoperită. Ca să nu vadă la George. Și să întrebe după aia unde-i fost unde zgâriat-o. Să nu se vadă pe partea aia. Futu-și morți, mă. Bă, mă, mă, îl prinde eu, mă, pe ăsta, mă. Doamne, ce mi-a făcut. Nu-mi vine să cred să vorba, mă. Și-mi plăcea și mie mult o mașină aia și mi-a stricat, mi-a zgâriat-o, bă, căcică, să nu mai vină cu poliția. Doamne, doamne, doamne. Ah! Oh! Ce m-ai speriat să... Mamdi, m-am speriat, m-am speriat pe bune să moară mama. Deci să moară mama, dar nu m-am speriat pe bune direct. Dă-te-n pula mea că m-ai speriat, coaie, pe bune m-ai speriat. Băi, coaie, m-a speriat pe bune, coaie. Deci am tresărit pe bune, dă-te-n pula mea! S-a făcut-o? Aoleu! Mamă, m-a, deci s-a descărcat bordul pe mine cu înjurăturile, deci cred că voia să mă... Da, 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 da. Dă treile continuu, s-a făcut. Dă toate, te-a înjurat, s-a descărcat pe bune. Da, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Acum ați auzit și stafful din spate care m-a ajutat la recording, forță. Aoleu. Să te fut în gură de refe că m-ai speriat pe bune, am tresărit, am sărit după scaun. Și ne vedem la următorul episod. Și Genco, să-ți trag muie, învață să conduci. Ceau.